capră care avea trei iezi. Iedul cel mare și cu cel mijlociu dau prin băți de obraznic ce erau, iar cel mic era harnic și cu minte. Vorba aceea, sub cinci degete la o mână și nu seamănă toate unul cu altul. În următorii ani am ales niște direcții pe care să dezvoltăm proiecte de responsabilitate sociale, iar educația și copiii reprezintă o prioritate pentru noi și s-a pliat foarte bine cu ce ne doream noi, având în vedere că merg și în zone rurale care nu sunt atât de băgate în seamă, ca să zic așa. Toată lumea cumva alege perioade de sărbători, are de un orfelinat în centrul orașului. Noi am zis că trebuie să mergem acolo unde chiar nu primesc niciun fel de ajutor. Și ne-a plăcut ideea și ca atare am început-o anul trecut în decembrie. L-am luat ca pe un proiect pilot și clar va urma și o continuare. Am semnat 5 comune în care voluntarii de la Vasiliada au ajuns de aproximativ 10 ori pe parcursul anului. Au însemnat cărți cumpărate pentru școlile din fiecare comună, pentru că știm cu toții că nu există buget pentru așa ceva. Au însemnat ore ale voluntarilor petrecute cu copii în care le-au spus povești, le-am pus filmulețe. Am încercat să învățăm și să le deschidem ochii către școală, către importanța cititului, pentru a-și depăși situația și a încerca să le dezvoltăm plăcerea cititului și a școlii. Pe lângă proiectul inițial, care a însemnat achiziționarea echipamentelor, televizor, cărți care au mers în fiecare comună, am încercat de ziua copilului să mergem din nou către copii cu mici cadouri, cu dulciuri. Am încercat pe parcursul anului să tot venim înapoi la ei și au tot fost bugete suplimentare. Dar nu este un proiect care costă foarte mult, pentru că este făcut cu voluntari. Practic aici am reușit foarte bine să optimizăm, pentru că în momentul în care ne dorim să facem un proiect de CSR, s-ar putea ca parte din costuri să fie pe implementare și nu ca rezultat pentru copii. Aici am avut noroc cu cei de la Vasiliada, în care practic tot bugetul a mers și a ajuns la copii într-un fel sau altul. A fost, cred, cea mai frumoasă activitate extrașcolară la care și de care ei au beneficiat în toți anii de școală de până acum. Pe lângă simpla lecturare a unei povești, ei mai ia parte și la vizionarea unor ecranizări, a unor opere celebre în literatura română, și atunci, având mai multe surse, ca să zic așa, de unde pot să-și îmbogățească cunoștințele literare, cred că asta este un plus și nu face decât să îi dezvolte și, de ce nu, să sporească, așa cum am spus, pasiunea și interesul pentru a citi mai mult, pentru a descoperi mai mult, pentru a se confrunta cu acțiunile din operele pe care le citesc. Venim cu jocuri antrenante în care să se regăsească anumite valori care după aceea le putem regăsi și în operele pe care urmează să le citim. Valori precum hărnicia, cinstea, curajul, puterea, dorința de a face și de a înfăptui lucruri bune, așa cum ne învață și basmele lui Petre Ispirescu. Și atunci ei își doresc să-și încerce aceste puteri, să vadă dacă într-adevăr le au și cum anume le-ar putea pune la încercare mai târziu.